Chiar dacă autoritățile române se arată în continuare optimiste cu privire la faptul că în sfârșit vom face parte din spațiul Schengen după 11 ani de așteptare, semnele care vin din Olanda sunt printre cele mai pesimiste. O eurodeputată olandeză a anunțat că Parlamentul Țărilor de Jos a adoptat o rezoluție prin care se stipulează că aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen nu ar trebui susținută. Aderarea la Schengen este mult dorită de noi și, după cum cred că este un fapt cunoscut, de 11 ani noi îndeplinim practic cerințele tehnice. Aderarea nu s-a realizat, fiindcă până la urmă există și un vot politic în JAI care nu a avut loc până în momentul de față. Acum există o fereastră de oportunitate, adică avem o șansă. Liderul de la Cotroceni nu garantează însă reușita aderării României la Schengen. Însă nu avem o garanție. Ca să maximizăm șansele noastre, am întreprins foarte multe demersuri și cu această ocazie salut votul în Parlamentul European, care a fost covârșitor pentru accesul României, Bulgariei și Croației. Însă decizia nu se ia acolo. A fost un vot politic, un semnal politic important, foarte important pentru noi. Schimbarea de optică a președintelui Iohannis vine în contextul în care veștile nu sunt deloc grozave de la Haga. Un eurodeputat olandez, membru a grupului Renew Europe, dar și a coaliției de guvernare din Olanda, a afirmat pentru Ager Press că Parlamentul Țărilor de Jos rămâne poziționat împotriva aderării la Schengen a României și Bulgariei. Spre marele meu regret am aflat că Parlamentul olandez a adoptat o rezoluție care afirmă că Olanda nu ar trebui să voteze pentru aderarea României și a Bulgariei în spațiul Schengen. Regret profund acest lucru. Partidul meu a votat împotriva acestei rezoluții. Noi vrem ca România și Bulgaria să adere imediat la spațiul Schengen. Ați îndeplinit criteriile necesare. Mă tem că prim-ministrul Olandei face foarte puțin pentru a convinge Parlamentul olandez sau pentru a-și asuma responsabilitatea și a spune că în interesul Europei va fi de acord în Consiliu. Trebuie să înțelegeți că nu toată lumea în Olanda este împotrivă. Partidul meu vrea ca Bulgaria și România să adere imediat la Schengen, dar majoritatea partidelor din guvern nu doresc. A spus europarlamentara Sofia Intveld, membra partidului de guvernământ Democrații 66. Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan îi îndeamnă pe românii să fie totuși optimiști. Deocamdată nu trebuie să disperăm, nu trebuie să ne pierdem speranța. E un semnal. A venit acest duș rece cu o recomandare. Este o recomandare din partea Parlamentului olandez. Rezoluția care a fost votată în Parlamentul olandez, da, a fost la propunerea Union Christian. Union Christian este un partid ultraconservator de extremă dreapta, care este al patrulea partid din coaliția de patru partide care îl susțin pe premierul Rutte. Ce trebuie remarcat? Că această rezoluție, care a fost adoptată de Parlamentul olandez, nu este o rezoluție de care se bucură de sprijinul tuturor parlamentarilor olandezi. Rareș Bogdan a arătat că doar două din cele patru partide de guvernare din Olanda au votat această rezoluție, motiv pentru care europarlamentarul român îi îndeamnă pe specialiștii din diplomație să facă tot posibilul să schimbe opinia parlamentarilor din țările de jos care se opun aderării țării noastre la spațiul Schengen. Parlamentul European a adoptat cu o largă majoritate o rezoluție non-legislativă în care cere Consiliului Uniunii Europene ca până la sfârșitul anului 2022 să ia toate măsurile necesare pentru a adopta decizia privind admiterea României și Bulgariei în spațiul Schengen de liberă circulație. Pentru extinderea spațiului Schengen este nevoie însă de o decizie cu unanimitate a Consiliului UE. În prezent, dintre țările membre ale UE, doar Bulgaria, Croația, Cipru, Irlanda și România nu fac parte din spațiul Schengen.